După absolvirea facultății, un tânăr profesor de matematică alege să predea la școala din satul în care s-a născut. Reintegrarea lui emoțională și socială în comunitatea natală se face cu dificultate. Dar povestea are happy ending. Apostolatul care a animat atâtea generații de dascăli români iese învingător încă o dată. Iarba verde de acasă, dramă 1977. Regia Steregulea, cu Florin Zanfirescu, Ion Caramitru, Ernest Maftei. Filmul românesc este la TVR Internațional.